Bine v-am găsit! L-am cunoscut pe George Pavel în Bălămâța. Se pregătea de operație, o operație foarte serioasă. Vreau să-l arăt oamenilor care ne urmăresc acum filmul tău. Și vreau să dăm puțin timpul înapoi, 10 zile. Ok. Vestea că mă voi opera am aflat-o acum 4 zile, deci practic n-am avut foarte mult timp să mă documentez. Însă mi s-a explicat foarte clar care este diferența între chirurgia robotică și cea clasică. Cam jumătate de oră trebuie să fiu la blocul operator. A început operația. Este un cancer renal, a debutat la o vârstă precoce, urmărit în alte servicii de un an, mai și ceva. Și sigur, în momentul în care l-am diagnosticat, i-am recomandat operația de urgență. Și sigur, oportunitatea de a opera cu robotul este ceea ce l-a determinat, să spunem așa, să accepte operația chiar acum înainte de sărbători. Am salvat un rinichi. Cu tehnica de altădată, în mod normal, l-am fi scos cu totul. Însă, datorită chirurgiei robotice, am scos numai tumora, iar rinichiul a fost salvat. E important pentru un om tânăr. Vindecarea pacientului este mult mai rapidă. Pacientul este operat astăzi, probabil că în 3-4 zile va fi acasă, în medie. Sigur că se pot să-l extenez și mai devreme, dar sunt niște complicații care pot apărea într-un procent, într-o pondere foarte redusă, dar pe care trebuie să le urmărești în primele două zile. În al doilea rând, robotul este făcut pentru astfel de operații. Ca să scoată de pe rinichi o tumoră cât o alună, medici în mod normal ar fi tăiat burta pacientului, dar așa e vorba de doar 4 găurele și operația tocmai se face. Și cu robotul vezi foarte bine limita dintre rinichiul bolnav și rinichiul sănătos, între tumoră și rinichiul sănătos. A descoperit-o la timp, Doamne ferește, și uite, asta este foarte important, să facem tot ce înseamnă tratamente și controlele anuale. Bărbatul a ieșit din operație după 2 ceasuri și ceva. Urmează să vedem acum cât va dura recuperarea și cât se întoarce să-i scoată ațele. Bun, George, trebuie să mergi să scoată ațele, de fapt, astăzi. Corect. Dacă bine să vine. George e de 10 minute în cabinetul medical. Haideți să vedem care este starea lui, ce se întâmplă. Astăzi suntem la, deci am o săptămână marți, cam 10 zile, sunt fire free, să spunem așa. Da, mă simt foarte bine, chiar este foarte bine, spunem așa, practic s-a întâmplat atât de repede când nu mi-a dat seama ce s-a întâmplat. Și următorul lucru, practic am deschis ochii și am deja operat, am conștientizat din primele secunde unde sunt, ce s-a întâmplat. Ce țin minte și acum, faptul că primul lucru m-am uitat pe perete unde era un ceas și am văzut că era în jur de ora 3 după amiaza și mi-am dat seama, zic, uite ce repede au trecut, la ora 9 merg spre sala de operații. Auzeam și o asistentă care îmi spunea că urmează să urce soția să mă vadă și a zis, haideți, domnul Pavel, trezirea. Când o să urcați din nou pe cal? La recomandarea doctorului după 3 luni, dar cred că va fi poate chiar un pic mai devreme. Așadar, asta a fost. Operație, o săptămână, firele sunt scoase, iar pacientul s-a întors la viața lui. V-am spus că avem și în țară spitale ca afară, nu? Numai bine!